Bună dimineața, Sofie! Bună dimineața, Amelia! Bună dimineața, tati! Tati! Serios? Deci asta e pentru noi, da? Da. Nu pentru vlog. Hai, vino cu, vino cu Ami. Hai, Ami. Hai, Ami. Hai, vino cu. Hai, vino. Hai, mami. Ce vom face azi? Filmăm și... Dar cum este da, nu vom avea nici astăzi o zi prea încărcată. Dar cred că vom merge puțin în oraș, nu știu, poate la mall. Poate mult. Da? Da. Da? Mergeți cu noi? Spune. Da. Mergeți cu noi? Da. Da, da, da. Am spălat perile de machiaj. Da, pensulele, mereu le spun perii și nu cred că e corect. Le pun la uscat și apoi să pun și rufele la spălat. Și bine când e Florina acasă, că stă cu fetele și sunt mai relaxată. Puteți domnișoară? N-aveți curaj? Acum aveți curaj. Tati, poți să pui ăla? Ce să pun ăla? Ia pe la cascadă. Dar de ce tati ai spus? A fost în sune la scadă, te ia pe la cascadă. E cald? Da, cald afară. Păi te vezi la scadă. În iază, te pleacă. Poftim. Așa. Mi era poftă de un mic dejun de ăsta românesc cu pâine, cu unt, cu dulceață și așa mai departe și am pregătit așa în dimineața asta. Deci avem unt, avem margarina aceea pe care am cumpărat-o, ați văzut-o în vlogul precedent, unt de arahide pentru că Sofia unt de arahide o să vrea sigur și am și făcut o feliuță de pâine cu unt și dulceață. Asta e dulceață de vișine de la mama. Ce mai avem? Pâine, niște lapte pentru Sofia și sigur vreau, o să vreau și o să beau niște lapte, dar deocamdată am ceaiul, asta e cafeaua lui Florin. Fetele mai au niște fructe, asta e o pară și asta e nectarină, la fel și Ami, numai că îi le-am tăiat cu bulețe. Și Ami are pâine cu unt obișnuit și dulceață pentru că nu-i place untul de arahide. Mai avem aici o cremă de brânză almete. Dacă vom mânca și din asta, am zis că sigur o să vrem legume și am pus și castronelul cu legume. Amelia nu a vrut deloc să mănânce din ce i-am pregătit eu. A aruncat fructele pe jos, toate bucățelele astea sunt luate de pe jos. În schimb, mănâncă pâine cu cremă de brânză almete. Aceea cu roșie și busuioc. Iar Sofiuța mănâncă, Sofiuța mănâncă foarte bine, da? Mănâncă și fructe, da? Am pus cel de-al doilea rând de rufe la spălat, rufele colorate. Florina a culcat-o pe Amelia. Sofiuța nu a vrut să doarmă, a spus că vreau o gustare. I-am pregătit niște covrigei de ăștia, că ne plac, îi plac și ei foarte mult și azi că vrea niște covrigei. Și o să mănânc și eu ceva.
dulce. Iam. Am descoperit ceva mai bun decât Nutella. O piersică. Au luat Florin, sunt foarte dulci și bune. Ce faci, Sofiuța? Modelezi Play-Doh, plastilină, da? Da. Aici a fost Sol. Sofiuța m-a rugat să o filmez cum se joacă cu plastilina. Ce ai acolo? Pare. Brăduț? Da, coț. Asta este Emma. Ce frumoasă e! Acum te-ai pus. Asta este mui. Te punem pe farfurioară. Mui este. Văcuța? Da. Mui. Ai amestecat mai multe tipuri de plastilină și ai și culoarea asta, nu? Dar știi că mai ai. Mai am. Mai ai aici. Și alte culori. Tantelor. Mhm. Acolo. Vrei să mai folosești? Da. Sigur mai da. Ok, uite aici. Acum... Vreau în camera. 1, 2, 3, 4. Mai multe. Dar am presa că mai sunt desfăcute prin ele. Uite, astea sunt desfăcute. Uite. Da. Roșu, uite, inimioara poți să o faci roșie. Și aici e tot roșu. Dar ce ai combinat? Acute roșu mai... cu galben? Da. Trecute, dar între cremă, a fost de la cremă, a fost dar încercat ăsta, de facă în bine. De ce a fost dar, a fost în puze în catetate. Bine. Bună dimineața, Amelia! Ce-i pe tine, lăptic? A băut fata lăptic? Înainte de a dormi? Înainte de a dormi, a băut fata Mama, lăptic? Ia o bețe da? Cu tăița. Bețe cu tăița. La prânz mâncăm mâncărică de vinete. Mai am aici gogoșarii în oțet, sunt de ea buni, buni puși de mama, îi face dulce, așa și îmi plac mult. Observați că nu este pâine pentru că fiecare porție în parte are niște mămăliguțe de desubt, era mămăliguța rece și am pus tocănița fierbinte peste ea. Nu bem foarte des sucuri, chiar nu prea avem în casă sucuri, însă mi-a fost mie poftă de acest Schweppes cu mandarine și a cumpărat Florina seară. Sigur, bem doar noi, fetele beau apă. Și cam asta e tot. Mâncăm și apoi, după cum v-am spus, o să ieșim puțin. Cred că vom merge la mall. Nu atât pentru distracție, ci pentru că avem niște cumpărături de făcut și sunt niște magazine pe care, care la noi în oraș se află doar acolo la mall și de aceea mergem. Hai, vin! Sofia? Cum te duci, Sofia? Mergem la locul de joacă? Wow! Emoji Movie. Ce zici? Ai strigat? Hai la lucru de joc. Thank you.
copii. Pa, Sofia. Gata. Uf. Tata, ia strigă tata. Tata. Baba, mami, uite, uite ce ai făcut. Uite ce ai făcut. Uite, baba. Am ajuns acasă. În mall am fost în special pentru că Florin trebuia să-și ia niște haine și ceva de încălțat și în mod special pentru asta am mers. Am intrat, bineînțeles, și în Carrefour, că tot timpul mai e câte ceva de luat și vă arătam mai devreme niște cadre a filmat Florin. Că i-am cumpărat Sofiei un scaunel, pentru că momentan fetele se ceartă pe un scaunel pe care l-avem acum în casă, care am zis că nu e potrivit pentru Amelia, e al Sofiei. Și am zis că Amelia încă e mică și nu are nevoie de un asemenea scaunel. Dar ele se cam ceartă pe el, pe acesta. Așa. Și zic, hai să-i mai iau Sofiei un altul și să-i rămână ăsta Ameliei, că e mai mic. Dar acum e bătăria pe cel nou, așa că trebuie să mai luăm încă un scaunel. Vrem să facem niște brioși în seara asta, dar nu de la zero, nu făcute de noi de la zero. Sunt niște, e un kit cumpărat din Lidl și de asta am intrat în Carrefour, că trebuia să iau și niște cremă de brânză și niște ouă. Și cam asta e pentru moment. Ne vedem în bucătărie când pregătim brioșele. A, și trebuie să, pentru la cină, cred că o să fac o pizza din aceea Dr. Oetker. Da, mami, baba înseamnă bebe. Și ea a văzut că sunt niște fetițe pe scăunelul ăsta. I-am arătat că are și ea niște scutece, da, cu bebe. Da? Baba, mami, da. Da, cum spuneam, trebuie să pregătesc și cina. Sofia a vrut pizza din mall. I-am promis că facem pizza acasă pentru că nu ne mai încadram cu timpul, întârziam prea mult da, deci o să fac o pizza, Dr. Oetker, că e sâmbătă și mâncăm pizza. Florina a ales niște iaurturi de astea de la Activia din Carrefour și aș vrea să încercăm unul. Asta e cu acai și fructul pasiunii. Ok. Când e Florina acasă, de obicei le spală el pe fete, ca în seara asta, și le spală pe amândouă tatele, bagă pe amândouă în cadru. Eu n-am curajul să fac asta, că mi-e teamă să nu alunece, nu le pot supraveghea foarte bine pe amândouă. Dar el le lasă așa și bineînțeles că ele sunt foarte fericite că se joacă. Hello! Ce fac fetele? Ce fac fetele?
Tati a aruncat prosopul, Amelia elasticele. Trebuie să reveniți mâine. Cred că ți va plăcea de rintu. Seamănă mult cu tine. E un ponei aventurier, fioros. Stai că nu te ține mai mult. Ce-i cu mintea asta? Stai mă, și de care uși, de eu ce la unde. Bă, dar și petele alea nu mai dispar. Se amplific eu chiar. Dacă nu-i dăm, că nu-i dăm aerius, uite, ține așa, stai să stai și la mânta asta. Nu știu, se mai dăm aerius? Nu mai știu, atâta zi suntem, am zis cel, până la 5-a zi, 5 zile am zis să-i dăm. Și nu știu dacă suntem în a 5-a sau în a 4-a de tratament. Cred că suntem în a 5-a zi. Stai. Acum, un pic. Uite. Bravo, Ami. Asta fata cu minte. Așa, și asta. Și gata. Da? Stai un pic. Gata. Eu sunt curios pe ce bază e contrastul ăsta, pe fază sau pe contrast. Autofocus, doamne. Sunt alături de tine, surioară. Ți-înțeai că într-una. Macacii urlau din copacii în alți. Totuși, toate aceste zgomote nu puteau să oferească de prădătorii care o urmăreau. Da, bărbiță. Nu văd nimic acolo. Tati, nu văd. Pui. Pui de pe pate! Păi că ai luat un pic, ai luat. Am pregătit pizza asta de care vă spuneam, de la Dr. Oetker. Asta e varianta cu mozzarella și sos pesto. Poate nu arată apetisant, dar este foarte bună. În general, pizza asta din restaurante de la Dr. Oetker e absolut delicioasă și vă recomand. Fetele mai au aici niște legume. Aia e porțioara Sofiei, asta este Ameliei. Eu am scos din nou gogoșarii ăștia pentru că au mai rămas de astăzi și sucul care a rămas de astăzi și sos picant pentru noi adulții, fetele nu mănâncă picant. Și cam asta e. După aceea facem brioșe, da? Da, Sofie? Nu poate pizza. Da? Facem brioșe după aceea? Ce facem? Cupcake. Sta cu cremă de brânză. Și zahăr brun sau ceva, da, zahăr brun, scorțișoară și nuci pe deasupra. Ok, de ce avem nevoie? Avem nevoie de un ou, ulei, vai și ulei, da, cred că avem numai de... Vezi ce problemă avem noi cu uleiul, dă-te, Ami. Numai... Tati s-a dus să cumpere ulei pentru că nu avem decât ulei de măsline în casă. Continuăm cu ingredientele. Ce ne mai trebuie? Lapte. Lapte, brânză am scos, am luat așa mascarpone. Unt moale, trebuie să-l cântărim și atât. Salut! Salut! Am fost, am cumpărat ulei. Mulțumim! Și atâta! Vreți să vă ajutăm? Tati! Apăsa aici, tati! Da, sigur! Lasă-le deoparte pe astea aici. Acum, hai! Asta am plătit-o, pune praful. Hai, Ami, și tu! Hai, ajută și tu! Ușor! Așa! Mm-hmm.
bun. Mai trebuie pus laptele. Acum pun laptele. Acum pun laptele. Ai răbdare să se spună mai. Ok, pune laptele. L-am măsurat cu biberonul Ameliei. Pune ouul. Ia. Da, mai tare. Așa, da. Mai tare. Gata. Bravo, Sofie! Am prins că n-a căzut niciun pic de coajă. Super, super. Așa. Și acum mai trebuie uleiul, dar nu știu cu ce pune. Să sunteți ajutor de bucătar, nu? Da, eu sunt ajutor de bucătar. Hai să ne spălăm. Hai, am cântărit și uleiul, hai, pune-l. De fapt l-am cântărit, l-am pus în băsulețul ăsta. Așa. Așa, pe tot, da? Așa, uite, mai era mult. Bun. Am mult ulei. Acum punem unt. Nu, untul e pentru glazură. Acum hai că trebuie să amestecăm, ne mutăm din coada, da? Deci tu să vezi ce facem am să fie aici? Hm? Hai să nu-i filmăm. Eu nu am pus Simba. Vezi? Eu nu am pus Simba. Nu mă te filmă, nu? Da. Eu nu am pus Simba. Foarte bine că n-ai pus Simba, nu e bine să pui. Păi da, nu-mi place. Nu e bine, da, nu e bine. Uite, pui limba pe... pe asta, pe mascarpone. Pe glazura aia. Băi, am... De mi-a pus. Ce ți-a făcut și ție? Hai, oprește filmarea și l-a spălat cu voi. Și stați deoparte de prăjiturile mele, că... Eu vreau ajută-te. Sunt prea mici. Eu pun acolo. Nu, mine, nu mă gă în gură, tati. Hai să-mi spun. Nu? Hai, Ami. Tati, eu urmez în mami. Tati a spălat vasul ăsta, îl refolosim pentru glazură. Puiuții au dat iama în brânza mascarpone, dar nu-i nimic, că nu ne trebuie decât 200 de grame și ăsta are 250. Hai să continuăm, hai să pregătim glazura. Poți să rupi tu asta? Pliculețul poți rupe? Singură? Nu poți? Hai, ține tu camera atunci. Acum eu pun. Hai, pune. Pune tu. Așa. Bun. Asta. Gata. Mă poate guste un pic? Da, din asta pot să guste un pic. Putem să gustăm puțin? Și, da, poate să guste toată lumea. Pastaul vom lăsa la frigider pentru că brioșele, chiar dacă le vom scoate acum, trebuie să se răcească până le decorăm. Așa că... De tu. Și eu? Ia. Nu, mami, nu pune mâna. Nu pune mâna. Ia, uite, pune mâna. Hai. Ia, mami. Ia. Hai să punem la frigider.
Mame. Brioșele ar fi mai avut vreo 7 minute să se coacă, ar fi trebuit să mai stea în cuptor vreo 7 minute conform indicațiilor de pe ambalaj, însă deja sunt aurii și nu le mai las. Trebuie să se răcească și ulterior să aplicăm glazura și o să le decorăm. Abia am scos brioșele din cuptor, sunt fierbinți, dar nu ne putem abține să nu gustăm una. O luăm pe cea mai mică? Okay. Frige, da, da. Mâncăm cu grijă, da? Da. Desfacem așa. Hai, Ami! Hai, tati! O, s-au cam ars. Mă rog, s-au rumenit un pic. Dacă le-am fi lăsat cât spuneau ei, ar fi ieșit... Pun, da. Frige, frige, încă frige, să știi. Apașa, apașa. Cum e? Bun! N-avea răbdare, nu? N-avea răbdarea? Da, acum ar fi trebuit scoase. Dar deja vedeți că se colorau. Da. A? Da. Acum, ce-a pus acolo? Între mii, da! Ce? Bune. A mine nu-mi plac. Amelia mănâncă destul de sănătos, îi place mâncarea gătită. Nu e o mare fan a dulciurilor, mănâncă, dar nu e chiar nebunte după prăjituri. Acum vin puțin. Dă-mi, da! Țin, da? Cel mai urât decor ever. Wow, ce masă este! Da? Ți se pare că e frumoasă? Da! Stai! Nu ajută tine! Sofiuța, hai, pune și tu mâna, dar nu e așa simplu cum pare, să știi. Că nu e punga asta. Stai, n-a apăsat brusc. Stai, ușor, Sofiuța. Stai că m-ai alergat. Ia, că cum a fain. Astea sunt brioșele noastre, cam așa au ieșit. Seamănă cumva, nu? Și încheiem și noi ziua, ne ducem la culcare. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag la următorul clip. Pa!